Mobilizare fără precedent a oamenilor de afaceri din țara noastră în lupta cu noul coronavirus. Mână de la mână, agenții economici donează bani, alimente și alte produse pentru a suplini necesitățile instituțiilor medicale și ale angajaților din sănătate. Aceștia sunt în linia de foc în războiul cu epidemia de COVID-19. Guvernul a lansat o campanie de colectare a fondurilor sub formă de donații pentru combaterea coronavirusului. Ministerul Finanțelor a deschis 3 conturi bancare în acest sens în lei moldovenești, precum în dolari americani și euro. Datele despre conturile deschise pot fi găsite pe site-ul ministerului, mf.gov.md. Și Primăria Municipiului Chișinău a deschis în acest sens un cont bancar unde pot dona atât persoanele fizice cât și cele juridice. Unul din marii contribuabili care a anunțat că se alătură campaniei de susținere a luptei împotriva virusului de tip nou este compania Moldova Gaz. Întreprinderea a transferat pe contul deschis de Primăria Capitalei 100.000 de lei. Totodată, furnizorul a anunțat anterior că nu va procede la deconectări ale consumatorilor de gaze naturale pe toată durata avertismentului de pericol epidemiologic în legătură cu răspândirea COVID-19. Aceste echipe s-au alăturat și antreprenorii particulari. O companie de mezeluri a anunțat acum o zi că va dona 100.000 de lei pentru necesitățile autorităților în lupta cu virusul COVID. Totodată, o echipă de oameni de afaceri a deschis o platformă online de colectare a fondurilor intitulată Împreună pentru voi. Îndemn pe toți cei din Republica Moldova să adere la acțiunea care a pornit ieri de dimineață și deja avem 22.000 de euro donați. Deci merge vorba despre Împreună pentru voi, donații pentru medici și pentru tot personalul medical. Intrați, donați, e simplu. Se face cu cardul bancar și dați și o mână de ajutor. Astfel, grupul de inițiativă a anunțat că din fondurile care vin pe baza platformei vor fi procurate și livrate spitalelor produse de dezinfectare, apă, produse alimentare și alte lucruri necesare în activitatea lucrătorilor medicale. Mobilizarea oamenilor a fost salutată de președintele țării Igor Dodon. Șeful statului a scris pe rețea de socializare că solidarizarea întregii țări în lupta cu virusul de tip nou este un motiv de a crede că Republica Moldova va depăși cu bine această criză pandemică. Igor Dodon a menționat că sprijinul civic valorează enorm nu doar pentru limitarea răspândirii virusului, dar este și un semn extraordinar de solidarizare cu personalul medical și cu toți cei implicați în lupta pentru ieșirea din această criză.